Bună ziua, domnule Virgil Dumbravă! Bună ziua! Bine v-am găsit discutând probleme de interes, de interes județean, de interesul cărărășinilor. Domnule Dumbravă, sunteți revoltat, că de altfel majoritatea cetățenilor privind servicii defectuoase oferite de către ICOACO. Categoric. Ce ne puteți spune despre creșterea de preț care ne așteaptă, despre modul în care această societate înțelege să relaționeze cu clienții, dar despre acea investiție fotovoltaică care domnul director vrea să o implementeze la nivelul, la nivelul ECOACO. Este aceea o sursă de a reduce costurile apei și canalizării? Am să încep cu o cifră. Cifra se numește 2.400.000 de lei. Și să vă explic ce înseamnă cifra asta. Până acum, acesta este prejudiciul care s-a creat societății Seciei cu Aqua sau cetățenilor de municipiul Călăraș prin acțiune pe care le-a făcut directorul Grama, mințind că s-a eliminat acel coeficient de repartiție. De fapt, am spus-o și o mai spun, acel coeficient de repartiție nu s-a eliminat, ci prin o acțiune pe hârtie modifică sau nutre cereal indexul contorul de la casa scării, astfel încât indexul, sau mai bine zis, consumul de apă înregistrat de contorii din apartamente care se numesc repartitoare și contorul pe casa scării să fie egal, sau mai bine zis, diferența să fie zero. Dar, în realitate, contorul de la casa scării, contorul general al societății, înregistrează cantități mult mai mari și la un moment dat când va trebui să facă regularizarea, se va constata că există cantități imense de apă care nu sunt facturate și asta la dispoziția, așa am înțeles, la dispoziția directorului Grama, cantitate de apă care la ora actuală valorează în jur de 2.400.000 de lei. Această cantitate de apă va trebui facturată, ca așa este legea, da? Cum adică? Vom primi facturi acasă cu alte cantități? Această cantitate trebuie facturată. Ea va fi facturată conform acelei hotărâri de Consiliu Local, hotărârea numărul 30/2010 și conform contractului de furnizare a energiei electrice, adică această mare cantitate de apă va fi facturată proporțional fiecărui cetățean din municipiul Călăraș. Dacă nu va fi facturată fiecărui cetățean din municipiul Călăraș, atunci ea va constitui pierderi voite sau prejudiciul adus societății Seciei cu Apă. Deci nu este de glumă, de câteva luni de zile anunț acest lucru. Am spus în cadrul Consiliului Județean, toți factorii de decizie știu din cadrul Consiliului Județean. Avem și un document semnat de 9 consilieri județeni, înaintând conducerii Consiliului Județean, conducerii societății Seciei cu Aqua, președintele Consiliului de Administrație la Seciei cu Aqua, președintele ADI, nu au luat nicio măsură. Deci, încă o dată, cifra zilei de astăzi este 2.400.000 de lei. Unde se regăsesc, domnule consilier, sumele de bani care vor proveni din majorarea prețurilor? Păi, este și aici o mare problemă. Pentru că până să ajunge la majorarea prețurilor, se mai întâmplă un fenomen de câteva luni de zile. Tot la acțiunea directorului Grama. A trecut la paușal mii de cetățeni din municipiul Călăraș, între care și eu am pățit acest lucru, trecerea paușal făcută ilegal. În acest moment, societatea comercială Seciei cu Aqua ar trebui să dea înapoi bani la mii de cetățeni din municipiul Călăraș, bani care au fost reținuți ilegal sau au fost forțați să plătească ilegal prin trecerea aceasta la paușal care este ilegală. Conform cărei legi, cărei hotărâri? Nu există nicio prevedere legală în care
atunci când nu îți cunoaște indexul sau nu îți dai indexul, să te treacă la paușal. Legea spune în felul următor. Când un cetățean nu ți-a dat indexul, societatea are obligația să factoreze după istoric. Adică să aprecieze cât ai consumat în lunile trecute și să-ți bage un consum mediu. Totul se face pe contor. Conform legii, nu poți să treci, să transformi un apartament contorizat într-un apartament necontorizat, așa cum face societatea comercială la dispoziția directorului Grama. Așa am înțeles. Panouri fotovoltaice cu o capacitate foarte mare, care vor asigura autonomia și independența energetică a societății. Aici cred că este o cred că asistăm la o mare laudă, tot în partea conducerii acestei societăți. Pentru că am văzut și eu, a ieșit în media, vom face un parc fotovoltaic. În general, vă vorbește un specialist în lucrul ăsta. Și vă spun, știu exact cum stau lucrurile legate de aceste parcuri fotovoltaice. Ar fi foarte bine. Deci dacă se realiza un parc fotovoltaic pentru a reduce consumul, că e la societatea comercială, SCE cu apa, că este la primărie, că la alte instituții, că este la o persoană privată, este ok. Numai că domnul Grama a uitat să ne spune niște lucruri importante. Adică? Acest contract pe care spune că, sau această finanțare pe care spune că a accesat-o, după câte am citit de la dânsul, este pe POR. Ori POR-ul, programul operațional regional, el se închide la 31 decembrie anul acesta. Păi dacă dânsul spune că i s-a aprobat acum, avem procedură, îi trebuie să intre pe licitație, procedură simplificată. Procedura simplificată, conform prevederilor legale, durează minim o lună jumate. Deci noi, numai procedura legală pentru a demara, pentru a se face această achiziție, durează peste 15 noiembrie. Ce urmează după asta? Păi dacă se termină peste 15 noiembrie, până se termină procedura legală, Doamne ferește să fie și un contestatar, nu se mai poate face. De asemenea, repet încă o dată, procedura legală este până pe 15, de acum încolo până pe 15 noiembrie. Până să încheie contractul, hai să spunem 20 noiembrie, când s-o execuție? Că la 30 decembrie trebuie închisă. Când s-o execuție? Nu este timp. Se pare că se laudă cu niște lucruri pe care nu le poate realiza, cum de altfel am suspiciuni rezonabile că se laudă și cu acele fonduri pe care le-ar fi primit și să apuce să facă investiții, dar condiționat, atenție că e important, condiționat de majorarea prețului la apă și canal. Iar asistăm la o dezinformare din partea acestui director, pentru că, odată, aprobarea prețului majorat s-a făcut de către dânsul, aveți și dumneavoastră acel document, dânsul a semna că este de acord cu majorarea prețului. Da? Mai mult decât atât, ceea ce nu știu cetățenii din municipiul Călăraș este că prețul în ianuarie 2024, prețul va ajunge la 19 lei pe metru cub. Tot prin semnătura și aprobarea directorului Grama. Eu am observat o chestie interesantă. De ceva timp, domnul Grama a început să afișeze prin media prețurile în alte județe, în alte localități și spune, uite, noi nu avem cel mai mare preț. Eu am impresia că domnul Grama ne pregătește psihic să ne spună că păi, nu avem cel mai mare preț, dar o să-l aveți. Păi ce? Care-i tendința? Care-i tendința? Tendința este să ne pregătească? Tendința dânsului este să ne ducă să avem cel mai mare preț? Sau tendința, sau mai bine zis, în mod normal ar trebui să ia măsuri să reducă consumurile, să reducă pierderile, să facă un management corect, să ducă prețul cât mai jos pentru populație? Nu ăsta este rolul. Și vă mai spun o chestie importantă. Când a preluat această conducere,
Pierderile societății SECI Ecoaqua, oficiale sunt, erau de 56%. Am tot spus, nici eu nu mai știu de câte ori am spus, și în Consiliul Județean, și prin presă. În momentul când l-am întrebat și am cerut fel să coteală, pentru că este subordonat, noi suntem acționari la această societate, Consiliul General, da? Să ne spună care sunt măsurile pe care și le-a propus să le ia, astfel încât să reducă pierderile de la 50% cât mai puțin, astfel încât să scadă, prețul la apă canal, reacția dânsului a fost simplă. A început să facă, poliție politică. Nu vă răspund, cam așa s-a exprimat. Nu vă răspund și a început să facă poliție politică, trezindu-mă acasă cu echipă de aia să vină să mă controleze și, mai mult decât atât, să iasă în presă și să spună niște minciuni care au fost demontate între timp. Dar minciunile au fost puse. Pentru acest lucru și nu numai, cred că singura soluție este acționarea în instanță pentru a și cetățenii să afle adevărul și cetățenii care au fost păgubiți să fie recompensați într-un fel. Reducerea prețului la apă și canalizare putea fi făcută prin montarea acestui câmp de panouri fotovoltaice. Dar s-a spus că nu e posibil și contractul prin POIM nu va realiza o reducere a prețului. Este posibil Ecoaqua, furnizor de energie electrică, conform legislației? Să nu facem o mică confuzie. În primul rând că montarea acestor panouri fotovoltaice, într-adevăr, nu reduce prețul de achiziție. Păi ce are? El reduce consumul, pentru că în momentul când se montează un generator de energie electrică, da? El produce și în loc ca un consumator să consume din sistem, consumă și din ceea ce produce. Adică, pe total, se reduce consumul de energie electrică din sistem. Asta este, așa se face. A doua problemă, care e foarte importantă și ai sesizat-o foarte bine, este faptul că societatea comercială nu poate să vândă. Ca să vinzi energie electrică, trebuie să ai anumite autorizări din partea NRL-ului și din partea instituțiilor statului. Această societate nu are. Iar cred că dezinformează aici. Că nu poate să vândă. Adică dacă domnul Grama spune că el va face un parc fotovoltaic să-și asigure consumul și să vândă, astăzi eu vă spun că minte.